veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Platoșa neprihănirii. Această platoșă, această armură, este, cum se știe din domeniul militar, un echipament de protecție și, vorbind de întregul Scripturii, neprihănirea este mai întâi haină de nuntă a noastră, a bisericii, ca neprihănire, dar, potrivit cu ceea ce studiem noi acum, este și o armură a luptătorului creștin. Putem citi celălalt aspect din Cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 8, unde stă scris: I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Sau cum este numită în Roman, capitolul 13, versetul 12 și 13, această armă sau îmbrăcăminte: Noaptea a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Face aici o comparație potrivit cu starea de somn și nu-i prezintă pe creștinii noștri într-o pijama sfântă, dormind așa, și îi prezintă îmbrăcați ca oamenii care s-au deșteptat, ca unii care au început ziua pentru ei și fie că e vorba de trăire, trăiesc ca neprihănire în vederea așteptării Împărăției lui Dumnezeu, fie că este vorba de luptă și trăiesc îmbrăcați, echipați ca pentru luptă. Este important de reținut, deschideți la Eclesiastul capitolul 7, vorbind despre neprihănire, faptul că omul după căderea în păcat și-a pierdut acest echipament. Amintiți-vă că Adam și Eva nu erau îmbrăcați cu haine ca și noi. Ei aveau o altă îmbrăcăminte. Și de-abia după căderea în păcat s-au dat seama că de fapt sunt goi, că de fapt ajunseseră goi. Spune Eclesiastul 7:29, numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, adică aveau acest echipament al neprihănirii, dar ei umblă cu multe firetenii. Și ducându-ne chiar în Genesa capitolul 3, putem să citim în versetul 10, unde zice Adam: Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Dar rețineți, nu mai era gol din punct de vedere al hainelor confecționate, fizic, material, era echipat cu niște frunze de smochin. Despre o altă goliciune vorbește Adam, în primul rând, că era gol și chiar și din acest punct de vedere el s-a ascuns. Între timp, prin Domnul nostru Iisus Hristos, numit neprihănirea noastră, citim în Roman capitolul 1, oamenii din nou pot să fie îmbrăcați cu neprihănirea. Spune Roman capitolul 1, versetul 16 și 17, vorbind despre puterea lui Dumnezeu, despre această Evanghelie, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Versetul 17, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci doar Dumnezeu poate să reechipeze din nou pe oameni cu această haină care ei de la sine stătători n-au putut să-și o producă. Oamenii au încercat, fariseii, să-și construiască o neprihănire a lor, o armură, o armă, o haină o care să se îmbrace ei de la ei. N-a fost suficientă, tot goi au rămas. Însă, această neprihănire care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și mai amintesc doar ce spunea Domnul Iisus în fericire, în predica de pe munte, în Matei capitolul 5, referitor la dorința noastră de a fi din nou îmbrăcați în neprihănire. Dacă ar fi să ne facă Dumnezeu un control, îmi spunea recent un frate, s-a electrocutat și a avut câteva momente în care a crezut că se duce din lumea aceasta. Și nu mi-a venit în gând nici o altă bravură sau reușită sau neprihănire ce am făcut. Singurul lucru care mi-a venit în gând, un păcat pe care nu rezolvasem încă în viața mea. Singura și l-am rămăsese proaspăt. Haideți să dorim să fim dezbrăcați de faptele întunericului, de faptele rele și să dorim din plin și din toată inima această haină sau armură a neprihănirii. Spune Matei 5:6, ferici de cei flămânzi și însetați după neprihănire, care o doresc ca pe o comoară. Ei vor fi săturați sau, în contextul nostru, vor fi îmbrăcați. Apoi versetul 10, ferici de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Oamenii ne vor vedea, se va cunoaște pe hainele noastre că suntem pocăiți, pe aceste haine ale neprihănirii, ale sufletului. Vreau să amintim acum câteva lucruri despre această îmbrăcăminte în raport cu alte îmbrăcăminți pe care oamenii pot să le aibă și cu care
pot să se expună chiar luptelor însă fără de ispândă. Spune Biblia în cartea lui Țefania, capitolul 1, versetul 8, despre niște haine străine. Însă acești oameni echipați în haine străine vor avea un destin tragic. În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voivozi și fii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Nu haine date de Dumnezeu, nu haine originale, nu haine ale casei. Și putem să amintim câteva haine străine. De exemplu, Psalmul 73, versetul 6. De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. O haină de asupritor. O altă haină, tot în Psalm, Psalmul 109, versetul 18, unde este o profeție despre Iuda, se îmbrăca cu blestemul, cum se îmbracă cu haina lui, un alt echipament al blestemului. Apoi mai spune Pavel în 1 Tesaloniceni 2:5 că el n-a făcut, n-a portat această haină cum au alții. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina plăcomiei. Adică, orice stare rea, eu am amintit doar acestea care avem versete exacte, oamenii pot să aibă o haină a blestemului, a asupririi, a lăcomiei, a orice altor stricăciuni din lumea aceasta. Acestea se numesc de către Biblie haine străine, adică haine care oamenii le-au primit de la diavolul să se îmbrace cu ele. Apoi Biblia mai vorbește despre haine murdare. Acestea nu sunt străine, dar sunt murdare. Citim în Isaia 64:6, tot am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Sau ceea ce spune în Eclesiastul capitolul 7, fac ei binele, dar nu-l fac fără să păcătuiască, adică este o haină bună, dar este murdară. În privința aceasta vă amintesc ceea ce Domnul discuta cu fariseii, citim chiar un cuvânt din Matei 23, ei păreau că au niște intenții bune și făceau anumite fapte bune, însă le mângeau cu alte fapte mai puțin bune. Matei 23:28, tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Și faptic vorbind, s-ar putea să fie vreun om care nu-i place curățenia integral și să nu schimbe echipamentul intim, să-și ia numai un pantalon și o haină pe deasupra sau o fustă care să fie bună pe deasupra, dar pe dedesubt să aibă niște haine mai murdare. Și oamenii pot să schițeze și așa. Iar Dumnezeu, care începe examinarea de către dinăuntru către în afară, ce va constata despre oamenii aceștia? Au haine murdare. Dacă avem haine murdare, străine să le dăm jos. Dar poate am avut noi greșelile noastre și faptele noastre. Și Dumnezeu știe și Satana ne are pe listă. Ne-a prins pe peliculă când am păcătuit. Este un mesaj frumos în Zaharia, capitolul 3, cum am putea să scăpăm de hainele acestea, că astea nu sunt frumoase nici pentru nuntă, dar nici pentru luptă. Zaharia, capitolul 3, de la versetul 3. Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine lejuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Repet, noi în mod special nu vom vorbi în această seară despre hainele acelea de nuntă și de sărbătoare. Noi vrem să discutăm despre haine ca despre un echipament al luptei, dar de fapt neprihănirea e aceeași. Evident, dacă nu ești neprihănit, nu vei putea fi atunci la nuntă, în sărbătoare. Dar până una altă nu vei putea să te lupți în lumea aceasta, împotriva lui Satan și a oștilor sale. Apoi, ce frumos Biblia ne spune, și continuăm după această dezbrăcare, să vedem cu ce de fapt l-a îmbrăcat sau cu ce ne îmbracă pe noi mai exact. Fiind în profeți, Ieremia 23 cu versetul 6, vorbește ceva frumos despre Domnul Iisus. Și iată numele pe care îl vor da, partea a doua versetului. Domnul, neprihănirea noastră. Domnul a făcut multe servicii pentru noi, dar unul dintre serviciile lui a fost faptul, amintiți-vă, la cină. S-a dezbrăcat de haine, s-a încins cu un ștergar și a spălat. Da, aceea a fost o dezbrăcare fizică, cu altă conotație. Însă Domnul a făcut ceva mult mai înalt. Nu doar că s-a dezbrăcat, dacă vreți, de hainele lui cerești și a venit și a luat trup uman. S-a dezbrăcat atribuindu-ne nouă haina sa de neprihănire binecuvântată. Și în acele momente pe cruce
a îmbrăcat toate soalele noastre, toate zdrențele noastre rele, ca să aducă ispășire, adică să ne scape, de fapt, pe noi de această costumație străcată. Și în direcția aceasta mă amintim de Filipeni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel, ca unul care nu era așa murdare hainele, și de altfel le socotea că sunt curate și față de altora sclipeau, poate. Dar spune el în Filipeni 3, cu versetul 9, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, nu hainele lui de fariseu, acele despre care vorbește în versetele de mai sus, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amintiți-vă de David, Saul a vrut să-l ajute cu ceva și să-i dea echipamentul său, n-a putut să meargă la luptă. Dar pe noi, în luptă, învrednicește Dumnezeu cu echipamentul Domnului Iisus. Ca numele Lui, chiar acest nume pe care îl folosim, este tot o protecție a Domnului, să avem biruință. Însă, nu vreau nici să ne lăsăm în extrema că de acum Domnul ne-a echipat și putem umbla oricum. Biblia ne învață în Filipeni, capitolul 4, versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Asta ne revine și nouă. Pe Iosua l-a dezbrăcat îngerul. Și la noi este o intervenție a Domnului, dar este și un aport propriu. Amintiți-vă când s-a dus îngerul în temniță la Petru, i-a spus, hai, scoală-te, îmbracă-te, a făcut și îngerul parte din lucrări, dar partea a revenit lui. Și apoi versetul 24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire, asta în primul rând, și o sfințenie pe care o dă adevărul. Îmbrăcarea într-un om nou. Și mai amintim Roman capitolul 6, versetul 13, unde ne explică puțin mai adânc ce ar însemna această dezbrăcare și îmbrăcare cu faptele noi, cu hainele noi. Citim și 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru buritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, adică mâinea noastră și tot ce avem noi, începând cu inima. Și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți ce erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu să te îmbrace El. Să vrei lucrul acesta, să însetezi, cum am spus, să dorești neprihănirea aceasta. Să dorești să ajungi echipat în Domnul Iisus, cu această armură binecuvântată. Vei fi invincibil atunci, vei avea biruință. Și dacă vom păstra hainele acestea până va veni Domnul, așa cum spune în Efeseni 6, vor rămâne în picioare. Chiar în ziua aceea, biruind. Și spune apoi, în vederea așteptării Domnului, în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28 și 29. Citim 29 întâi. Dacă știți că El este neprihănit, și știm cum a trăit Domnul, îmbrăcat ca atare în neprihănire, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El, adică o haină ca a Domnului, după chipul lui Dumnezeu. Și Iisus a fost chipul Dumnezeului celui nevăzut. Să nu ne pară lucrurile acestea prea înalte, că și cerul este suficient de înalt. Nu sunt mai înalte lucrurile astea care ne se cer decât cerul. Și dacă în cer vrem să ajungem, și înălțimea staturii lui Hristos trebuie să fie aceeași, și chipul lui Dumnezeu să fie același, și lupta să fie aceeași. Pentru că aminteam noi la vremea potrivită, creștinismul nu este un stat așa pe bancă, într-un fotoliu lejer, venim să ne recreăm la biserică și apoi să avem noi resurse să alergăm așa în lumea asta, nu? Creștinismul, din punctul nostru de vedere, este, din punctul Bibliei, dar mă refer la tema care dezbatem noi, este o luptă. Aici venim să ne lustruim armele, aici venim să ne încărcăm în Domnul și în puterea tăriei Lui. Ce spunea Domnul ucenicilor, rămâneți în Ierusalim, să vă fiți îmbrăcați cu putere, ca apoi când veți merge cu Evanghelia ca și o armată care trebuie să pătrungă până la marginea pământului, să aveți biruință. Și ajungând chiar la acest punct al luptei, vreau să amintim două, cum am făcut și la adevăr, două puncte forte în care neprihănirea este de valoare pe front. Puterea de apărare a neprihănirii, în ce constă de fapt? Spune Biblia mai întâi în Psalmul 118, vorbind despre neprihănire și despre luptă, 118 cu 15. Strigă-te de biruință și de mântuire, se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința.
Ați reținut aspectul împletit al neprihănirii? Strigătul mai întâi e de biruință, mai întâi neprihănirea e pentru luptă, adică luat cronologic. Și apoi și de mântuire vom striga în ziua aceea, că vom fi mântuiți prin această haină sfântă care ne dă Domnul și pe care noi trebuie să o păstrăm. În primul rând, pe frontul credinței al luptei, neprihănirea te ține în picioare. Ai curaj și nu abandonezi lupta. Și vreau să citim în privința aceasta câteva versete. În Efeseni 6:13 scrie așa: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea, deci cu armătura, și să rămâneți în picioare. Neprihănirea ține pe oameni în luptă în picioare. Citim alte versete, Psalmul 1, versetul 5. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Dacă cei răi nici la biserică nu pot sta în picioare, dar pe front nici atât. Apoi în Proverbe 24:16, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Pe front, un luptător s-ar putea să aibă un moment în care să cadă la pământ, dar neprihănirea îl va face să se ridice în picioare. Apoi alte versete tot în Proverbe, 11, Proverbe, cu versetul 4 și 5. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic. Nu poți face nimic cu banul sau cu vreo altă valoare, cu aurul. Dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Versetul 5. Nevinovăția omului fără prihană îi neftezește calea, dar cel rău cade, adică nu poate rămâne în picioare, prin însăși răutatea lui. Și mă adăugăm tot din Proverbe, întorcând două foi, 14:34. Neprihănirea înalță, îl ridică, îl ține în picioare pe un popor. Dar păcatul este rușinea care, dacă nu te doboară jos cel puțin, te face să pleci capul. Și în ultimul verset din Proverbe 28:1, cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăsnește ca un leu tânăr. Deci nu numai că te ține în picioare, îți dă și îndrăsneală, îți dă curaj. Neprihăniții nu cad și rămân în picioare, că îi ține Domnul în această armură binecuvântată. Adică ei fiind protejați, pot să rămână în picioare, că sunt protejați și săgețile inamicului nu-i străbat, n-ajung la ei. Au această protecție dumnezeiască. Un alt favor, un alt har care îl produce neprihănirea din punct de vedere al luptei, este faptul că lupta în neprihănire se conduce cu înțelepciune. În Proverbe 11:3 scrie așa: neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește. Versetul 9, partea a doua: cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Și acum un verset frumos în Noul Testament, 2 Timotei, capitolul 3, unde se vorbește despre Scriptură, 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să dea mai multe. Dar printre altele, ce ne interesează pe noi? Înțelepciune în neprihănire. Rețineți ce frumos sună. Biblia nu-ți dă înțelepciune în păcat. Dacă ești în păcat, Biblia nu te înțelepcește. Biblia dă înțelepciune celui neprihănit. De aceea, în omul stare de neprihănire, este înțelept. Oamenii războinici care sunt neprihăniți sunt cârmuiți de înțelepciunea lui Dumnezeu. Neprihănirea face ca înțelepciunea să poată să lucreze în om. Știți ce se spune despre Daniel? Că are în el Duhul Dumnezeile celor sfinți. Dacă Daniel se lansa la păcate în Babilon, vă întreb, mai dădea Dumnezeu înțelepciune? Nu. Înțelepciunea este dată omului numai în neprihănire și îl cârmuiește fără teamă. Sau putem aminti acel caz din A Doua Împărați, capitolul 6, fără să mai citim, unde este vorba despre Elisei. El știa unde este tabăra sirienilor, în cutare loc, în cutare loc. Cum știa? Domnul îi descoperea, pentru că el era omul lui Dumnezeu și cârmuia frontul prin înțelepciunea care Dumnezeu i-o punea pe baza neprihănirii sale. Cei neprihăniți
pot să conducă bătălia, fiind sprijiniți de Dumnezeu cu înțelepciune. Doamne, ține-ne și pe noi în picioare și cârmuiește-ne cu înțelepciune ca să avem izbândă în bătăliile noastre. Apoi, vreau să privim la frumusețea acestei armuri, la frumusețea acestor haine ale neprihănirii. Nu numai că sunt bune, eficace, dar sunt și frumoase. Spune Biblia, printre altele, Psalmul 146:8, că Domnul iubește pe cei neprihăniți. Adică ei sunt dragi când se uită la ei pe front, când se uită la ei în biserică și când se va uita la el în cer, la ei în cer, ei sunt dragi. Există o frumusețe pământească a neprihănirii și apoi o frumusețe cerească. Să ne uităm mai întâi la această frumusețe de aici. Roman, capitolul 14, versetul 17. Aici, hainele acestea când le porți, îți dau bucurie și îți dau pace. Spune versetul de aici, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire. Și după neprihănire ce vine? Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când ești îmbrăcat în armura aceasta, ai pace și te bucuri. Hai să citim și alte versete, ca să ne lămurim mai exact. Isaia 32:17. Lucrarea în neprihănire va fi pacea. Imediat vine efectul acesta, pacea. Roada neprihănirii, tot în domeniul acesta rămâne, odihna și liniștea pe vecie. Neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot fără tine, nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta, de nu rămâi în mine. Nu pot iubi, nu pot răbda, nu pot cunoaște pacea ta, de nu rămâi în mine. Neprihănită dragoste din tâi, ce dor de tine mă leagă, te chem cu plâns și cu amar, mai vino iar cu sfântu-ți har, cuprinde-n viața-ntreagă. Te chem cu plâns și cu amar, mai vino iar cu sfântu-ți har, cuprinde-n viața-ntreagă. Neprihănită dragoste din tâi, eu nu găsesc în lume. Puteri-mi dai în suferinți, iertare ca să pot primi. Nimic sunt fără tine. Puteri-mi dai în suferinți, iertare ca să pot primi. Nimic sunt fără tine. Neprihănită dragoste din tâi, cu lacrimi de căință, cu-ntregul dor, cu-ntregul gând, mă plec în fața ta plângând, mă-nchin cu umilință. Cu-ntregul dor, cu-ntregul gând, mă plec în fața ta plângând, mă-nchin cu umilință. Neprihănită dragoste din tâi, iubirea mea de tine s-a depărtat
m-am rătăcit. Din clipa când te-am cunoscut, dar azi mă-ntorc la tine. S-a depărtat, m-am rătăcit. Din clipa când te-am cunoscut, dar azi mă-ntorc la tine. Roman, capitolul 5, unde din nou ni se spune de frumusețea purtării acestei haine, cât de bine te simți când o porți și este pe tine. Roman 5, cu versetele 1 și 2. Deci, fiindcă suntem socotiți, nepreniți, adică fiindcă suntem îmbrăcați cu această armură, avem pace cu Dumnezeu. Versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm, rețineți, și Roman 14 și aici. Și în Isaia, pacea și bucuria vin peste omul care este îmbrăcat în felul acesta. Sau spune Biblia în Psalm 33 cu 1, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Scoate strigăte fără prihană toți și cu inima curată. Această bucurie. Știți, în general pe front, un om care n-are dor de luptă, nici dor de țară să-și o apere și nici vreun alt interes, nu e un mercenar plătit. Este un om trist, când îl duce la război se năcăjește. Nu știu cum se face. Că Domnul când ne îmbracă pe noi cu armura aceasta și ne trimite pe front, mergem ca în Vechiul Testament, cu cântăreți în frunte, adică cântând. Îți dă Domnul harul acesta. Nu avem cum să-l explicăm suficient celorlalți, dar dorim să-i îmbrace Domnul și pe ei și atunci nu mai trebuie să le explicăm, că ne bucurăm împreună, nu? Este frumos să le avem acestea. Dar există apoi o altă frumusețe cerească, în ceruri. Spune Biblia în Daniel capitolul 12, versetul 3, ce înțeles vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, adică să umble echipați așa, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Ce frumos va fi! Să putem să ajungem în cer la Dumnezeu și acolo să strălucim precum strălucesc stelele, fiecare deosebind în strălucire una față de alta. Și putem să reținem chiar cuvintele Domnului Iisus din Matei 13 cu 43, atunci când vine El, cei neprihăniți vor străluci ca soarele. În împărăția Tatălui, cine are urechi de auzit, să audă. Daniel a spus ca stelele. Astronomii de fapt ne spun că sunt unele stele, la mărimea soarelui. Domnul Iisus a făcut o comparație mai pe înțelesul nostru, poate. A spus ca soarele vor străluci. Ne-am gândit noi la așa ceva? Sau ce Domnul Iisus a spus așa, niște lucruri așa, numai să-i încânte, să le spună povești la copii? Domnul Iisus a spus niște realități. Știți ce strălucire are Dumnezeu? Ce strălucire vor avea acești oameni ai neprihănirii? Știți că sunt anumite componente, materiale, fizice, care într-un anumit mediu nu strălucesc. Sau niște corpuri de iluminat, care au unele becul, dar nu sunt conectate la surse. Și când le conectezi, sau când vine un alt fascicol de lumină spre ele, strălucesc și iradiază o lumină extraordinară. Așa cred că vom fi noi în ziua aceea. Până una altă suntem așa, comora aceasta o purtăm în niște vase de lut și pământul mai mult e așa mai negricios și de-aia nu strălucește așa tare. Deodată simțim noi numai frumusețea neprihănirii, că avem pace și ne bucurăm. Dar va veni ziua aceea când vom străluci atât de minunat. Dacă vreun dintre noi, în postura în care vom ajunge acolo al Sfinților în adunare, am orbit toți. Dar nu ne duce Domnul decât pe toți deodată ca să fie bun cu noi și până atunci să ne putem îmbrăca cu toții ca atare. Vreau acum să trecem la exemple biblice, și negative și pozitive. Mai întâi, oameni goi, așa cum a fost Adam, așa cum au fugit cei care nu erau îmbrăcați în neprihănire, în fapte 19 cu 16, s-au dus să scoată un demon afară. Știți cum au fugit de acolo? Goi, că de fapt ei erau goi, nu erau îmbrăcați ca atare. Sau tot în fapte spune în 13 cu 10, îi spune Pavel la 1, vrăjmaș al neprihănirii. Deci unii oameni sunt vrăjmași acestor haine sfinte. Alții nu-s vrăjmași, dar nici nu le au, sunt goi. Și vreau să amintim câțiva în situația. Și asta mai întâi împăratul Saul, 1 Samuel 20. Omul acesta ajunsese gol și mai la urmă a ajuns, cred eu, vrăjmaș al neprihănirii. Știți ce spune Saul lui Ionatan? 1 Samuel 20 cu versetul 30. Atunci Saul s-a aprins de mânie și a luat imediat o haină a mâniei.
Împotriva Natanși a zis, fiul rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale, că câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște pentru tine, nici pentru împărăția ta. Ce minciună! N-ar fi fost liniște pentru Ionatan de trăia David? Cea mai perfectă liniște și stare. Acum trimite să-l caute, să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. David era neprihănit, dar Saul arusese vrășmaș al neprihănirii. Și acum se lupta invers. Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, pentru ce să fie omul? Ce-a făcut? Adică dovedește-mi cu ce e păcătos. Și Saul s-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Poftim cu cei. N-a avut niciun argument. N-a avut niciun motiv împotriva lui David, decât sulița. Se îmbrăcase cu hainele răutății și acum se lupta contra neprihănirii. Cât de trist! Un om care mai înainte luptase pentru adevăr și pentru Dumnezeu și era plin de râvnă pentru luptă împotriva filistenilor, dar se strecurase păcatul în viața lui. Spune Biblia în 2 Petru capitolul 2 că unii, după ce au fost curățiți odată de vechile păcate și după ce au îmbrăcat haina neprihănirii, sunt precum câinele sau porcul și din nou se îmbracă cu hainele vechi, cu hainele murdare. Și încă sunt mai murdare între timp. Probabil le mai fi dat satana la câțiva să le poarte între timp și pe când le aduce lor sunt mai murdare de cum au fost înainte. Sau nu știu cum se explică, dar sunt murdare de tot după aceea. Un alt caz, Iosua capitolul 7, este vorba despre Israel și Acan, Iosua 7 cu 3. Noi vorbim despre neprihănire referitor la luptă, 7 cu 3. S-au întors la Iosua și au spus, degeaba mi-a fost să meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bată cetatea aia. Nu ofteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțin la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar l-au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai și le-au omorât 36 de oameni. De ce n-au biruit? Nu erau ei războinici scusiți? Erau adversarii lor mulți la număr? Nu, dar de ce n-au biruit? Nu era neprihănire. Neprihănirea este armura care dă biruință în luptă. Și spune apoi de la versetul 10, Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Versetul 12, de aceea copilul Israel nu pot ținea piept, adică n-au armură pe piept vrăjmașilor lor, că-și vor da dosul în fața vrăjmașilor, că-și sunt dat spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți, ci este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Mi-amintesc, citeam cândva despre Charles Finney, Domnul folosea și chiar l-a folosit în vremea lui într-o trezire spirituală și spunea el, când îmi pierdeam cugetul curat, când vreo faptă sau vreun alt lucru rău întulbura viața mea, nu mai aveam curajul să mă rog pentru bolnav. Parcă nu mai puteam să mă lupt în fața unei situații sau unei stări. Dar când știm această neprihănire, nu a noastră, cum spune Pavel în Filipeni 3, cu nouă, ci a Domnului care ne-a dat-o și noi o păstrăm prin Duhul Domnului, atunci ai curaj să te rogi, să te lupți, să propovăduiești. Ai curaj să faci. Că pieptul ți este asigurat, nu te mustră inima, nu te mustră conștiința și poți să te duci în numele Domnului la luptă. Un alt caz mai recent, Apocalips 3, Laodicea. Biserica de acum, și hai să vorbim despre luptă, nu se dau acum bătălii? Se pregătesc bătălii, adică ce bătălii? Spirituale, evangelizare, se cheamă oamenii, se fac mișcări într-o parte și alta. Dar rețineți ce spune aici Apocalips 3 cu 17, pentru că zici, nu duc lipsă de nimic și nu știi că e, spune ultimul aspect, gol. Apoi versetul 19, te sfătuiesc să cumperi haine să te îmbraci cu ele, ca o dovadă că astăzi este atât de puțină izbândă și că este atât de puțină neprihănire. Amintiți-vă în Vechiul Testament când în vremea lui David și altor oameni sfinți erau neprihăniți războinicii și poporul. Un grup mic de oameni dădea izbândă și băteau mulțimi de oameni. În Noul Testament, în plan spiritual al evanghelizării, se ridică Petru în picioare și seceră cu o predică și încă ceilalți în spatele lui mii de oameni. De ce cred că nu este astăzi izbândă? Pentru că nu este neprihănire. Se spune aspectul pe profesionalism și după câte o predică și o chemare așa aranjată, oameni versați, și după o cântare și o chemare pe fond muzical, pleacă oamenii afară. Și tot așa rămân. Și bătălia nu s-a câștigat. Și tot în stăpânirea diavolului și întunericului rămân oamenii respectivi. Că nu-i armura neprihănirii. Este doar o luptă formală. Însă, noastră cunoașteți din istoria bisericii, acum actuală, din România, dacă vreți, când au fost oameni neprihăniți, au pus pe fugă duhuri din oameni, au pus pe fugă chiar stări de duhuri necurate.
că numai prin neprihănire se câștigă lupta. În rest, diavolul nu se teme. Nu se teme de artă. Diavolul se teme de neprihănire. Și mai amintesc cuvintele Domnului Iisus din Matei 22, acea nuntă la care aspirăm și dorim să fim, 22, versetul 14, ce prietenii, a zis el, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Cei care nu sunt îmbrăcați nu vor avea izbândă și în ziua aceea nu vor putea intra la nuntă. De astfel, doar luptătorii vor fi atunci. Să nu uităm ce spune Biblia și în finalul ei, Apocalips 22 cu 14. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Pe sub arcul de triumf al porții raiului vor intra luptătorii lui Dumnezeu. Și atunci lupta se va sfârși. Spune Pavel, când moare el, m-am luptat lupta cea bună, adică s-a sfârșit lupta. De atunci rămâne neprihănirea numai ca o podoabă a veșniciei care va străluci. Dar până atunci este o armă care ne luptăm împotriva păcatului ca să nu fie în viața noastră și apoi și în jur să câștigăm oameni pentru Domnul Iisus. Vreau să luăm acum exemple pozitive a unor oameni neprihăniți. Spune Petru în Fapte, capitolul 10, ajuns în casa lui Corneliu, 10 cu 35. Văd, spune el, că în orice neam, cine se teme de el și lucrează neprihănire, este primit de el. Această haină a neprihănirii. Vreau să amintim câțiva oameni și chiar categorii de oameni. Mai întâi, Noe. Geneza, capitolul 6. Geneza 6 cu 9. Noe era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. A intrat apa la Noe? E ca un echipament de scafandru. Nu intră apa la neprihănire. Și a câștigat biruința față de lumea întreagă. A fost îmbrăcat în neprihănire. Când toți cei din jur erau îmbrăcați în haina sălniciei, a răutății și a păcatului. Aceasta l-a mântuit pe noi, haina aceasta. Să amintim cazul lui Iov. Iov, capitolul 1. Aceasta era disputa mare între Dumnezeu și Satana. Era un om fără prihană sau neprihănit. Versetul 8 se discuta în cer. Este un om fără prihană. Și chiar după ce i s-au luat toate, tot fără prihană a rămas. Dar citiți acum din Iov, versetul din 28, capitol 29, versetul 14, 29 cu 14. Ce spunea Iov, știți, se scula dimineața și se ducea în piață, zice el, sau se ducea la activitățile lui. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam ca îmbrăcăminte. Neprihănirea mea era manta și turban. Ce echipament frumos avea Iov. Știți, mai este și un alt bogat în Biblie, se îmbrăca în porfiră și în subțire. Dar manta de asta nu avea. Dar Iov avea o asemenea manta. Și a fost ocrotit. Și spune Satana în capitolul 1, nu degeaba l-ocrotești tu. Dar de fapt, din ce constă această protecție a lui Iov? În neprihănire. Ce ocrotește Dumnezeu pe cei răi? Dar nu putea să-l ocrotească. Dar Iov avea acest scut de neprihănire și Satana n-a putut să-i facă nimic. Apoi am putea aminti alte multe cazuri din Vechiul Testament, preoții ai Domnului care au slujit îmbrăcați nu doar într-o haină preoțească a Vechiului Testament, ci și într-una a neprihănirii. Un Fineas, un preot Jehoiada, un Tzadok, acel preot luat ca model, în mod special în Ezechiel scrie de el, când alții se rătăceau, Tzadok a rămas ca un exponent al neprihănirii la cort și apoi la templul întâlnirii. Oameni care au înțeles să rămână neprihăniți, că altfel n-au biruință. Vreau să mai luăm doar acum pe Apostolul Pavel din Noul Testament, a doua Timotei, capitolul 3, spune el despre sine însuși, zice lui Timotei, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea. Aminteam de preoți că unii au fost îmbrăcați în neprihănire și alții nu. Când venim la altar sau la biserică ne putem purta ca niște sfinți. Dar Pavel l-a purtat pe Timotei cu el peste tot locul. Și a umblat cu el și a lucrat cu el și era dimineața până seara și de seara până dimineața și l-a văzut îndeaproape că era îmbrăcat cu neprihănirea. Hotărârea mea, credința, îndelunga mea răbdare, dragostea și răbdarea, prigonirile și suferințele, știi ce am răbdat, spune el. Dar unul care așa a îmbrăcat, a fost îmbrăcat, spune în Faptele Apostolilor 24 cu 25, predica Pavel. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, l-a apucat groaza pe Felix și a spus, du-te, te chem altă dată. Și întoarceți doar o pagină în urmă să citim cum înțelegea Pavel să umble în neprihănire. Versetul 16 citim doar, de aceea mă silesc să am întotdeauna
un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când vin oamenii, vorbim fizic, poți să te îmbraci, nu? Corect, frumos. În rest, acasă poate mă-și mai permite să mă umbre și niște cu haine așa de îndurare. Dar Pavel n-a spus numai când mă văd oamenii, atunci mă echipez frumos. Înainte lui Dumnezeu, care mă vede tot timpul, umblu tot îmbrăcat în aceeași stare de neprihănire. Și vreau să încheiem aceste exemple cu exemplul binecuvântat al Domnului Iisus. În Faptele Apostolilor, rămânând, scrie în capitolul 3, predica Apostolul Pavel, de la versetul 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și de prihănit. Versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Și întorcând o foaie, scrie în 2:24, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Cum a biruit Domnul Iisus pe Satan și chiar locuința morților? Echipat în neprihănire. Prin locuința morților a trecut, mai puternic ca un laser. Și a ieșit biruitor. Pentru că spunem Psalmul 45 despre Domnul Iisus, echipat în neprihănire ca un războinic. 45 cu versetul 3 și 4. Războinic viteaz. Încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fii biruitor, suite în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Domnul Iisus în felul acesta, El neprihănirea noastră, așa cum spune și profetul Zaharia în capitolul 9, versetul 9, împăratul tău vine la tine, El este neprihănit și biruitor. Nu există să fii biruitor fără să fii neprihănit. Ca să fii biruitor, mai întâi trebuie să fii neprihănit. El este neprihănit și biruitor. Dar ce frumos că și neprihănit și biruitor și toți merit rămâne. Ajută-ne Domnul și nouă. Vreau să ne oprim aici și să încheiem cu trei gânduri. În Isaia 61:10 scrie așa. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, plin de veselie, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Reține și aici cele două aspecte ale purtării neprihănirii. Una, hainele din neprihănirii și cealaltă, mantaua, armura pentru izbândă, pentru luptă. Ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu sculele ei. Ca un mire, imaginează-ți că ești, sau ca o mireasă dacă ești în partea feminină. Haine pentru mântuire și pentru luptă. Rămâne numai ce spune în Apocalipsa 16:15. Ferici de cine veghează să-și păstreze hainele. Și pentru front și pentru împărăție. Un al doilea aspect, 2 Corinteni 6:14. Lupta aceasta a neprihănirii se dă împotriva păcatului și a nelegiuirii. Și de aceea trebuie purtată în luptă, că altfel cum să te bați cu păcatul, tu care și tu ești cu păcat, nu? 2 Corinteni 6:14. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Apoi, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11 și 12. Iar tu, omul ai Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută mai întâi neprihănirea. Și acum versetul 12. Luptă-te lupta cea bună și apucă viața veșnică. Lupta noastră este împotriva păcatului, ca să nu fie în noi și să nu fie în oameni. Ne luptăm să-l scoatem pe Satan din teritoriul lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă, ce folos ar fi să-i vaccinez pe alții și eu să fiu bolnav? Ce folos ar fi să-i spăl pe alții și eu să fiu murdar? Poți să-i spăl? Le murdărești și pe ei. Cum aș putea eu să spun altora, nu fumați, și eu să mai trebuie să iau câte o pauză până trag un fum, știi? Dar nu pot, nu se poate. Neprihănirea este absolută pentru luptător, pentru că el împotriva fără de lege se luptă. Totuși ce folos că noi îi împingem pe ruși către Siberia și ei vin de dincolo, pe la Alaska, și se întorc prin Atlantic către noi, nu? Așa ar fi dacă eu alung fără de lege, dar vine ea în spatele meu. N-am făcut nimic decât o tură în plus. Și rămânând aici, vreau să sesizăm două versete, să ne uităm la ele, 12 și 13, partea a doua la 12. Și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori, și apoi versetul 13. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Și Iisus a făcut o mărturisire frumoasă și spune Pavel la Timotei că și el a făcut tot o mărturisire frumoasă. Iisus înaintea lui Pilat, Timotei înaintea multor martori. Este mărturisirea noastră tot așa de frumoasă
ca Domnului Iisus? E tot atât de frumoasă a fost a lui Timotei, ca a lui Iisus. O mărturisire frumoasă. Acum versetul 14. Să păzești porunca fără prihană. Mărturisirea a fost frumoasă, dar o păstrăm mărturisirea fără prihană? Am jurat că vom lupta pentru Domnul, dar păstrăm jurământul cum l-a păstrat Iisus? El e modelul nostru de neprihănire. O frumoasă mărturisire de luptă și pentru mântuire în numele Domnului. Și în al treilea rând, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Până acum am vorbit numai de haine neprihănirii, dar în final ne pune și o cunună pe cap. Pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Păi numai așa poți iubi venirea Lui, sfințindu-te tu și luptându-te să fie toți la număr, că nu vine până nu-i gata numărul. Și dacă iubește, vei sări să fii neprihănit. Și un ultim verset, 2 Petru 3 cu 13, deci noi, dar noi după făgăduința Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Hai că mă adaug un verset, nu vă necăjiți. Isaia 26. În acel pământ nou și ceruri noi va locui neprihănirea. Dar spune Isaia 26 cu 10, dacă ești pe cer rău, El nu învață neprihănirea, se dă de la rău în țara în care domnește neprihănirea. Dacă rămâi rău acolo și dacă îți dă hainele, mânjește acolo. Acolo domnește neprihănirea, acolo locuiește la ea acasă. Cu haina cu care te-ai luptat aici. Această haină se va schimba într-o haină de slavă și vom locui o veșnicie împreună cu Dumnezeu în prezența sa. Îmbrăcați în neprihănire, strălucind ca soarele, într-un pământ și un cer nou, în care va domni neprihănirea. Haideți să iubim neprihănirea. Este în lumea aceasta o tendință spre fără de lege, omul fără de lege. Cei care au fost dați afară au spus că au lucrat fără de lege. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Să fim îmbrăcați în neprihănire. Să o dorim ca pe o comoară. Am pierdut-o prin Adam. A venit al doilea Adam să ne-o redea. Nu haine străine, nu murdare, păstrate în sfințenie înaintea Domnului. Căci neprihănirea ține pe soldat în picioare. Neprihănirea-i dă înțelepciune și chipzuință în luptă. Neprihănirea are aici o frumusețe de pace și bucurie și în ceruri o strălucire veșnică. Fiți oameni neprihănirii, nu oameni goi și lipsiți de neprihănire, și Dumnezeu să vă întărească, să vă puteți lupta ucizând păcatul din firea noastră și scoțându-l pe Satana din teritoriul acesta care are Dumnezeu. Trebuie să-L cuprindă această împărăție a neprihănirii. Și Domnul să ne ajute. Amin.